Și pentru că orice candidat trebuie să vină cu o propunere, cu un plan, m-am gândit ca în acest an Zărneștiul să aibă mai mult decât o listă de proiecte concrete pentru cartiere, pentru nevoile actuale. Și mi-am dat seama că Zărneștiul are nevoie de o nouă viziune, are nevoie de un plan pe un termen mediu și lung, care să ne spună tuturor unde vrem să ajungem și cum putem să ajungem acolo. Și am creat ceea ce numesc viziunea Zărnești 2030, prin care îmi propun ca Zărneștiul să devină o destinație ecoturistică recunoscută la nivel european și internațional, iar locuitorii orașului să se bucure de un nivel de trai substanțial îmbunătățit. Cum putem să facem asta? În primul rând, trebuie să punem în valoare patrimoniul natural unic, trebuie să investim în educație, în sănătate și în alternative de dezvoltare economică sustenabilă. Pentru asta mi-am propus și vin să vă propun o misiune a mea și a echipei mele, să transformăm orașul Zănești într-un oraș modern, european, printr-un program multianual de dezvoltare, prin care utilizăm cu înțelepciune și eficiență resursele naturale existente în zonă, precum și capitalul uman. Oamenii sunt cea mai bună investiție, oamenii sunt cel mai bun capital. Avem suficientă expertiză la nivelul orașului ca să ne descurcăm mult mai bine în viitor. Și pentru că orice plan trebuie să aibă și un obiectiv principal, vă propun ca acest obiectiv să fie atragerea de investiții publice din fonduri naționale și europene, mult mai consistente, și să facem ca orașul Zănești să fie un oraș atractiv pentru investiții private, pentru că astfel vom genera o dezvoltare armonioasă a localității, având în centru oamenii și nevoile lor.